Bună ziua, dragilor! Bine ați revenit la Flori în bucătărie! Astăzi facem pastă de roșii, super concentrată, bulion mai bine zis. Așa că eu am pregătit 5 kg de roșii, pe care o să le dau codițele jos, o să le spăl frumos și o să le tai. O să folosesc și o lingură, poate chiar două de sare, neiodată, și 2-3 lingurițe de ulei, astea la timpul potrivit. Cum am zis, pentru început o să spăl roșiuțele și o să le tai. Cubulețe, peliuțe, cum vă vine la mână. Adică, ia să vedem. Vedeți? O să înlăturăm tot ce e de înlăturat, dragilor. Că nu avem nevoie de nimic care nu este comestibil. Și cum am zis, tăiem ori așa, ori cum vă vine vouă la mână. Vedeți? Înlăturăm, cum am spus, tot ce nu ne place și tăiem. Când suntem gata cu tăiatul, o să revenim, dragii mei. Roșiuțe cărnoase, vedeți? Ia uitați! Am cam terminat, dragii mei, de tăiat roșiile, după cum vedeți. Acum o să le punem la foc. Și lăsăm să înceapă să clocotească, să dea în fiert. Dragilor, după cum observați, au început să fiarbă roșiuțele noastre. Acum, ușor, ușor, începem și luăm zeama pe care și-o lasă. Vedeți? Că nu ne trebuie atâta zeamă pentru că fierbem prea mult. Așa că ușor mai îndepărtăm zeama. Doar zeamă. Încercați să luați doar zeamă. Apă, cum s-ar zice. Am cam terminat de scos tot lichidul, dragilor. Vedeți ce a mai rămas? Ia uitați! Mai puțin de jumătate. Acum blenduim puțin. Am terminat de blenduit, dragii mei, și acum o să dăm pe strecurătoare. O să strecurăm totul. Și cum am zis, dragii mei, luăm și punem în strecurătoare și strecurăm până
ne rămâne în sită doar coajă și semințe. Vă arăt imediat. Vedeți? Cam așa. Cam așa. Asta nu avem nevoie de ea. Și așa procedăm cu tot ce avem în oală. La preparatul acesta ne trebuie timp și răbdare, dragii mei, ca să ne iasă un bulion pe măsură. După ce termin, revin. Am terminat, dragii mei. Acum o să punem o tigaie așa pe foc mai întinsă, să vedem dacă ne și încape tot, dacă nu pe măsură ce mai scade, mai adăugăm. Pentru că acum îl punem aici și îl lăsăm să fiarbă la foc mediu până când obținem noi consistența dorită. Hai că am avut noroc, mi-a intrat. Deci, dragii mei, dăm drumul la foc, la mediu și avem grijă să mai amestecăm din când în când să nu ni se prindă bulionul nostru. Eventual punem și un capac să nu sară aici peste tot, prin toată bucătăria. Și fierbem acum, dragii mei, cum am zis, până când obținem consistența dorită la pasta noastră de tomate, pasta noastră concentrată de roșii, bulion. Ia uitați, dragilor, a început să fiarbă din nou. Roșiuțele noastre și, cum v-am zis, din când în când amestecăm. Să nu ni se prindă. Foc mic. Ia uitați-vă, dragi. Vedeți cum începe să se separe. Vedeți? Când o face așa și rămâne așa, este gata, așa se zice. Vedeți? La mine mai e nevoie de 10 minute cel mult și oprim. Vă zic timpul exact când terminăm, dragilor. Ne apropiem de final, dragii mei, așa că o să-i adaug o lingură de sare. Două linguri de ulei. Amestec bine. Vedeți? Și mai fierbem 5 minute, dragilor, să se încorporeze bine, să se topească și sarea, să încorporeze bine uleiul. Și
suntem cam gata. Dragilor, după cum observați, am ajuns și la finalul rețetei de astăzi de pastă de roșii super concentrată, bulion, cum zic eu. Ia uitați! Dragii mei, din 5 kg de roșii, ați văzut ce a mai rămas. Să punem în borcanel, să oprim focul și să vedem. Ia uitați! Mie așa-mi place bulionul, adică foarte scăzut, tare, că na, de-aia spunem bulion, pastă de tomate super concentrată. Deci, cum spuneam, dragii mei, am ajuns și la finalul rețetei de astăzi. Sper să vă placă acum, în perioada aceasta, să vă fie de folos și să ne revedem la următoarea rețetă cu mult drag! La revedere!